Doar foc de reprimare, pe ăsta îl luăm viu. Informație strânsă. Transformers Prime. Intersectări. Să nu-mi spui că Mac nu s-a gândit nicio clipă că un semnal de avarie de la un Decepticon pe un canal deschis ar putea fi o cursă. O să țin minte data viitoare. Data viitoare? Toate șuetele de la radio Decepticonilor vuiesc despre retușurile pe care le-ai făcut lui Breakdown. Eu însă, că a fost Decepticon, ar trebui să te eviscerez pentru asta. Dar o veche cunoștință și obraznicul ei amic om mi-au distus nava și mi-au zdrelit genunchiul. Am de gând să le-o plătesc în parte, amândurora. Vezi tu, eu pot să intru și să ies în locuri în care Decepticonilor nu pot, dar încă mai învăț să pilotez pe planeta asta. Cu ce să alege, Mac? Te las să trăiești. Și, pentru că ai venit să iei un Transformer, așa e? Îți dau tot ce rămâne de la Arcy, după ce o fac bucăți. Mersi că m-ai condus acasă, Jack. Ești un adevărat gentleman. Nu vreau să te văd întoarsă pe dos înainte de culcare. Mama are un somn ușor și nu cred că ar înțelege Jack-ul. Ce să înțeleg, Jack? Ai venit după ora de culcare a treia oară luna asta. Mamă! Sau de ce a sunat șeful tău că ai lipsit din nou de la muncă? Sau poate mailul pe care l-am primit de la profesorul de istorie, care e îngrijorat pentru că adorm la ore? Păi două cuvinte, mamă, artă și istorie. Spune-m că nu sunt adevărate zvonurile. Spune-m că nu te duci la curse cu motocicleta. Nu, nu, stai, unde ai auzit asta? E un oraș mic, oamenii vorbesc. Lucrez la camera de urgență, Jack. Am văzut ce se poate întâmpla. Deci te rog, spune-mi că nu te-ai înhăitat cu cine nu trebuie. Ce? Nu, 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 nu. Prietenii mei sunt în cașca bună. Foarte bună. Te-am lăsat să ții motocicleta pentru că m-ai convins că ești responsabil. Dar cred că ai nevoie de un ușor avertisment. Am înțeles mesajul. Clar și concis. M-am bucurat că am vorbit. Am spus. Să vedem dacă câteva săptămâni fără motocicletă vor rezolva problema. Dar... Niciun dar! Nu mai ai voie nimic în afară de școală și muncă. Și dacă vrei să iei motorul să ajungi la ele, o să dai din picioare. Am fața serioasă, Jack. Dacă mai văd motocicleta asta că iese din garaj... Și acum, du-te și spală-te și culcă-te. Te iubesc. O să-mi lipsești în timpul ăsta. Nu-ți face griji, Arcy. O să te vizitez în fiecare zi. Jack? N-o să fiu aici. Să stau pe două cauciucuri umflate două săptămâni nu e o opțiune. Nu, nu, nu. Ai văzut fața serioasă a mamei. Uite, Arcy, și așa mă simt prost că a trebuit să o mint tot timpul ăsta. Dacă nu ești aici, o să creadă că nu ascult. Respira adânc, Jack. Mama ta lucrează până târziu. O să încerc să fiu înapoi în garaj înainte să ajungă acasă, dar nu-ți promit nimic. Hei, mamă! Jack, sper că nu ai de gând să mănânci în oraș. Am terminat mai devreme ca să-i pot găti fiului meu o cină adevărată.
Tofu organic? Grozav! He, o să ajungi înaintea mea. Vii repede, te iubesc, pa! Haide, răspunde! Arsi, ești cumva în garaj acum? Negativ, Jack. Putem vorbi despre asta mai târziu? Nu! Mama e într-un spre casă. Dacă nu bași viteză acum, o să fiu pedepsit pentru tot restul vieții. Iar mama o să mă oblige să te vând pe bucăți. Bii, te descurci? Ratchet, vreau Grand Bridge. Ai făcut asta? Unde-i motocicleta? Ce vrei să spui? E aici unde am lăsat-o. Ai vreun prieten care ți-o aduce pe furiș înapoi? Sau ai urcat din nou pe ea? Bine, mamă. Chiar vrei să știi? Pregătește-te. Motocicleta mea e o santinelă, un organism robotic de pe o planetă îndepărtată. Membru într-o echipă care staționează aici pe Pământ și eu îmi petrec majoritatea timpului după școală cu echipa ei. Jack. Și știi ce e cel mai tare? Asta nu-i nici măcar forma ei adevărată. E un robot gigantic care se poate transforma într-un vehicul. Destul, Jack. E în regulă, Arsi. Arată-te. E timidă. Arsi, pe bune, nu ne mai ascundem, nu mai mințim. Arată-te odată! Deci, gașca celor răi cu care ești tu e vreun cerc de science fiction? Trebuie să mă întorc la muncă. Continuăm când mă întorc. Mersi de ajutor, partenere. Nu da vina pe mine. Nu uita! Știu! Tu nu existi! Cutia neagră a navei tale a fost puternic avariată în timpul exploziei, dar softul nostru a reușit să reconstruiască câteva cadre din sistemul de siguranță. Ăsta e el. Jack al meu. Algoritmul nostru de recunoaștere facială va trimite imaginea lui Jack în toată rețeaua. Un alt fel de rețea. Sursa principală. Baza guvernamentală? O pagină dintr-o rețea socială. Tot ce merită să știi despre Jack Darby aici. Vârsta? 16. Jasper, Nevada. Mama? June Darby. Asistentă. Poate sunt prea severă cu Jack, dar am mințit. Și singurul mod în care poate să învețe este... Arsi, mama e acasă? Nu i-am văzut mașina. Nu știu. Tocmai am ajuns de la bază aici. Și ai primit un pachet. Bună, Jack. Silas. Ce? Ce se întâmplă? Mac. Știi unde locuiesc? Știm lucruri despre familia ta pe care nici măcar tu nu le știi. De exemplu, știi unde e mama ta acum? Ce ai? Înțelege, Jack. Nu avem deloc intenția de a-i face rău. De fapt, am vrea să vă aducem din nou împreună cât mai repede cu putință. Vreau doar ca tu și Arsi să urmăriți coordonatele GPS programate în comunicatorul ăsta. Vă vor duce la un sediu temporar pe care l-am pregătit. Ratchet! Arsi? Nu am menționat. Comunicatorul distorsionează semnalul și creierul tău. Orice pauză în comunicare sau încercarea de a-i anunța pe ceilalți autoboți și doamna Darby... Ei bine... N-aș vrea să te fac să te simți responsabil pentru consecințe. Dacă îi se întâmplă ceva din cauza legăturii mele cu toate astea... Jack,
Meg sunt interesați doar de mine. Odată ce au obținut ce au vrut, o să-i dea drumul mamei tale. Nu e tocmai o consolare. Și tu ești familie. Deci, care e planul? Ca de obicei. Mama? O cauți pe June? Atârnă pe aici, pe undeva. Arachnid! Ia ce caut aici? Ajută-i, te rog. Sunt oameni ca tine. Nu poți lăsa pe arahniță. Câteva vieți omenești sunt un preț prea mic pentru un miracol științific așa ca tine. Arsi! Tu și cu mine o să discutăm în particular mai târziu. Promit. Domnilor! Încă mai am de învățat despre omenire, dar... un singur lucru mi-e clar, Jack. Oamenii tăi sunt foarte legați de familie. De aceea, cea mai dulce răzbunare pe care aș fi putut să o plănuiesc e să te pun să privești cum îți distrug familia. Dacă te atingi de mama, o să... Îți aduci aminte cât de mult îmi place sportul, nu, Jack? Așa că o să-ți dau ocazia să-ți salvezi mama. Am ascuns-o în apropiere. Dacă reușești să o salvezi până ceasul bate 12, o să vă las liber și ne vătămați pe amândoi. S-a făcut. Și dacă nu reușesc? Tu ce crezi? Te rog, nu o lăsa să fac asta. Poți să ne eliberezi. Nu, nu o să spunem nimănui. Destul. Da, Jack. Maturizează-te odată. 6 minute. Mama! Mama! Acum eu știu că i-am promis robotului Păianjen că ea va fi prima care se înfige în tine. Dar ceva îmi spune că are de gând să transforme înțelegerea noastră într-o plasă. Silas, nu avem mijloacele de a o transporta chiar acum. Va trebui să o tăiem rapid. Deschide-o. Liniștită, mamă, o să te scot de... Jack, roboții chiar există? Am ajuns la timp. Mă tem că nu, Jack. Sarcina nu a fost să-ți găsești mama până la miezul nopții. Trebuia să o salvezi. Și timpul a expirat. Acum... Ia un loc. Relaxează-te și urmărește un show horror. Grăbiți-vă, domnilor, și nu vă gândiți la deranj. Vezi tu, Jack? Ea e mama ta. Și atunci de ce să mă distrez doar eu? Deci tu poți să alegi agonie sau suferință. Jack, mama ta vrea să știe. N-o lăsa spânzurată. Monstrule! Termină! Avem timp să luăm doar o parte. Du-te direct la inima. Ha! Ha! Ha!
Lasă-o să plece. Indiferent de final, prada va fi a noastră. Ei bine, Jack, dacă tu nu te hotărăști, bănuiesc că doamnele aleg. Mamă, îmi pare rău. Jack, motocicleta ta? Pot să-ți explic, mamă. Stai, ți-am explicat. Ha! Ha! Mac l-a pierdut pe breakdown. Ce șanse erau să se descurce cu tine? Stai așa, June. Țintește târătoarea. Cum ne-au găsit? Pot să ne eliberez, nu o să spunem nimănui. Mersi că ai venit, agent Fowler. Dacă știam de Decepticon, îl chemam pe Prime. Ar fi fost prea mult de suportat pentru mama. Iar? Nu! Deci așa se face. Genial! Doamna Darby, sunt agentul special William Fowler. E timpul să știți adevărul. În ultimele luni, Jack a fost ajutorul meu la agenție. Agent Fowler, mama nu o să creadă o iot. Aici are dreptate. Agent Fowler! Lasă-mă să ghicesc, fără urmă. Și ea ar trebui să fie... motocicletă, protector, autobot, prieten. Spune-mi, Arcee. Mulțumesc, Arcee. Cred că e timpul pentru plimbarea pe care ți-am promis-o.
mamă, fă cunoștință cu prietenii mei.